Ziua. Astăzi de Aido Tech vă voi prezenta un nou produs, un aparat 2 din Universal, care poate fi instalat pe orice, absolut orice mașină care permite una instalare 2 din. Magazinul nostru vă poate pune la dispoziție și ramele de încadrare și adaptare de comenzi volan, astfel că să vă păstrați funcționalitățile mașinii de fabrică. Aparatul este cu ecran tactil de 6,2 inci, cu DVD, USB, SD, radio, navigație, Bluetooth, car kit, intrare de cameră. Haideți să vedem cum merge. Acum va porni. Pornește destul de rapid. Pe ultima sursă audio la care a fost selectată. Are iluminare albastru sau roșu. Așa. Acesta este meniul de radio. Înainte de toate, am pus un adaptor de comenzi volan care funcționează cu mașina. Acesta este un Volkswagen. Merge volumul. Căutarea de postul radio. Butonul de acasă și butonul de închis sau răspuns la telefon. Așa, acesta este meniul de radio. Preseturile cu posturi presalvate. Aparatul afișează informații despre postul de radio și tot ce mai nevoie având de DS. Aici avem căutare la posturi, tipul de bandă și aici avem mai multe setări, de la RDS la multe alte opțiuni, volumul care să pornească radio. Așa, mergem la următoarele surse. Asta e meniul principal. Sunt două pagini la meniul principal, acesta și acesta, în funcție de ce anume vrem să ascultăm. Are navigație, radio, Bluetooth, SD, USB, discul, portul pentru comenzile pe volan, intrare de cameră și intrare audio-video. Am văzut radio, hai să vedem navigația. Acesta vine cu un soft de Aigo, este pentru afișare, pentru prezentare instalat, dar poate fi instalat absolut orice soft ce rulează pe Windows C6. Da, să-i setăm calea să ne poziționeze. Așa, funcționează. Să-i dăm meniul principal. Bluetooth-ul. Acum este conectat telefonul meu. De aici se poate forma, apela sau răspunde. Asta este partea de A2 de pe să dăm muzică prin Bluetooth. Cu comenzi de pauză, piesa următoare, piesa predecesoare. Aici vedem agenda telefonică. Poate fi căutat și după litere. Sau istoricul de apeluri. Istoricul se generează în momentul în care vorbiți de pe Bluetooth. Iar astea sunt opțiuni ale meniului de Bluetooth la telefonul. Numele dispozitivului E100 cu opțiunile respective și partea de sincronizare agenda. Să vedem acum partea de SD. Are un SD card aici introdus. Rulează un film. Putem face și căutare pe film. Setări de la imagine, contrast de toate felurile,
putem da piesa următoare, piesa precesoare, mă rog, sau filmul următor, film. Aici mergem înapoi la listă. Hai să vedem audio. Eu mă numesc Eugen. Eugen. Gen eu. Și cola gen, gen. Lasă milioane întregi în cupa cola. Mai mult decât... Din nou, cu setările aferente, din toate surse audio aveți și buton de egalizator, care vom prezenta imediat. Mergem înapoi în lista. De asemenea, putem după imagini să vedem, după foldere. Și o piesă că la și la piesele de... Așa, urmează pagina a doua de opțiuni, USB-ul este exact identic ca și SD-ul, camera, să vedem, avem și... Așa, și mai avem DVD-ul, avem băgat un DVD înăuntru cu cred că un desen animate, ar trebui să fie. Da. Ok. Să vedem ce ar mai fi de, da, partea de setări. Avem setări generale de regiune, radio, mult dimmer, beep, dacă să fie pornit oprit, calibrare și culoare taste, care poate să fie albastru sau roșu. Setări de video pentru frâna de mână, la sunet, ieșire de subwoofer cu reglarea la ce frecvență să taie, ceasul cu data, limba pentru diferitele zone ale aparatului, pentru Bluetooth, setările care ați văzut și meniul de Bluetooth, setări de DVD cu parolă pentru asta, sau volum pentru fiecare sursă audio. De asemenea, mai avem egalizator, asta este o foarte, foarte importantă, să punem ceva muzică înainte. Așa. Mergem pe egalizator. Sunetul acesta poate este foarte bun. Procesorul digital de sunet ajută foarte mult și la radio și la partea de sunet. Are loudness. Zece benzi de setare a sunetului pe diferite frecvențe. Iar cu putem să setăm pe liniator, pe utilizator, în funcție de cum am vrea fiecare să sune. Avem și presetări, optim, clasic, rock, jazz, techno, pop. Aici putem seta balansul și faderul pentru asta, plus la subwoofer volumul. Sunetul acesta aparat este foarte bun și garantat o să găsiți audiția pe care ați căutat-o. Iarăși, toate opțiunile care are acest aparat cu navigație, cu DVD, cu car kit, cu USB, ecran tactil, oferă tot acest pachet, calitatea de sunet la un preț foarte bun și vă recomandăm să-l cumpărați cu încredere, plus că are un ecran cu niște culori și o imagine foarte vibrantă și de acuratețe foarte mare, care nu o să vă dezamăgească. Mulțumim frumos!